Fostul președinte al Federației Române de Box, Rude Lobreja, a fost reținut de DNA pentru 24 de ore. Este acuzat că i-ar fi cerut 1 milion de euro unei persoane judecate la Înalta Curte de Casație și Justiție ca să o scape de închisoare. Rude Lobreja a pretins 200.000 de euro înainte de pronunțarea instanței, iar diferența urma să o primească după obținerea soluției favorabile, cu condiția care cursul să fie judecat după 1 februarie. Numai că judecătorii au dat o soluție în acest caz înainte de intrarea în vigoare a noului cod penal și nu a fost favorabilă inculpatului. Așa că acesta l-a denunțat pe Rude Lobreja la DNA.